Administrația locală a municipiului Petroșani a lucrat intens la amenajarea zonei Brădet pentru picnic și asta pentru ca de 1 mai localnicii care vor să iasă la iarbă verde să aibă un spațiu special amenajat care este și singurul din Valea Jiului. Sigur, zona Brădet, aceasta este destinația ei de zonă de picnic, ca și, dacă vreți, obicei, însă acolo amenajările urbanistice pe care le-am făcut se încadrează pentru astfel de destinație. Noi vom asigura apă curentă, condiții pentru strângerea și colectarea gunoiului și, sigur, fiecare care va dori să meargă acolo va trebui să vină cu grătarul lui și să își amenajeze picnicul așa cum dorește. Încă din 2012 există și o lege a picnicului care face referire la faptul că este interzisă organizarea acestora în alte zone decât cele special amenajate, dotate cu facilități și utilități. Până în acest moment, în Petroșani, legea nu a fost aplicată pentru că nu au existat astfel de spații destinate picnicului. Legea implică amenzi usturătoare pentru cei care merg la iarbă verde în alte locuri decât cele special amenajate. Nici cei care nu respectă anumite reguli în spațiile deschise nu scapă de sancțiuni. Persoanele care vor merge la picnic nu au voie să spele obiectele folosite în apele din vecinătatea zonei. Desigur că trebuie să respecte mediul înconjurător, să arunce deșeurile și să aprindă focul doar în locurile special amenajate. Respectarea prevederilor acestei legi duc la amenzi usturătoare cuprinse între 100 și 5.000 de lei. În cadrul unei conferințe de presă, senatorul Haralambie Vochițoiu a anunțat că fostul președinte al Forței Civice, Cristian Grigoraș, va fi noul președinte al organizației UNEPR Hunedoara. Vrea să fie judecată drept o trecere sau o migrare politică. Istoria înscrierii mele în UNEPR este foarte simplă. Am avut câteva discuții cu bunul meu prieten Romi Cărmăzan, care mi-a explicat ceea ce de fapt știam, pentru că am fost totuși un jucător în scena politică hunedoriană, că la Hunedoara nu există o organizație locală funcțională. O mare parte dintre colegii de la Forța Civică l-au urmat pe fostul lor președinte Cristian Grigoraș, activând în organizațiile din localitățile de domiciliu. Totodată, discuțiile care s-au iscat despre trecerea noului președinte de la un partid de dreapta la unul de stânga s-au depășit, susține Haralambie Vochițoiu, datorită doctrinei principale pe care o au ambii, și anume interesul național, care începe să devină majoritară inclusiv în Europa. Deși în statutul partidului nostru scrie că noi suntem un partid de centru-stânga, asta a sesizat foarte bine și mulțumesc că sunteți un... știam că sunteți un om informat, am mai demonstrat odată, și domnul președinte Oprea, dar și realitățile României ne arată că de fapt și noi am hotărât deja în urma urmăririi cu atenția a vieții, așa, dinamicii vieții politice în România, că doctrina noastră de fapt este interesul național. Și nu să mai ținem atâta cont că e stânga, că e dreapta. Interesul național și România sunt lucruri care interesează pe români. Senatorul promite că îi va acorda tot sprijinul lui Cristian Grigoraș în vederea apărării interesului României și al cetățenilor din Hunedoara, cât și celor din întreaga țară. Biblioteca Județeană Ovidiu Sușianu Hunedoara Deva a organizat într-un mall din Deva un eveniment cultural, o lansare de carte intitulată Gravitație și semnată de Paulina Popa. Poeta este membră a Uniunii Scriitorilor din România și autoarea peste 30 de volume de poezie, cărți pentru copii, antologii, și este fondatoarea revistei de cultură Semne. Numele acesteia este apreciat în cultura hunedoreană pentru meritele sale, primind numeroase premii și titluri onorifice. Noul volum de versuri pe care doamna poezie hunedorene îl lansează astăzi este un dar pe care îl face nouă prietenilor de suflet a domniei sale, tuturor celor care ne găsim refugiul în versul bine alcătuit, în poezia adevărată. Biblioteca județeană este întotdeauna onorată să organizeze întâlniri cu poeta Paulina Popa. Fiecare lansare de carte constituindu-se într-un veritabil eveniment cultural cu impact mare la publicul cunoscător și iubitor de literatură. Avem marea plăcere de a fi aici la Deva, la lansarea unei cărți de poeme a Paulinei Popa. Paulina Popa este una dintre personalitățile distincte ale poeziei din această parte a țării. Lirica ei are un specific aparte. Este o poetă a feminității, o poetă care își hrănește foarte bine poezia cu
motive, unele religioase, altele erotice, pur și simplu. Sensibilitatea ei este una ce sare la prima vedere în fața oricărui cititor. Paulina Popa colaborează cu principalele reviste literare din țară, precum Convorbiri Literare, Arca, România Literară, Luceafărul, Reflex, Viața Românească, dar și din străinătate, Mihai Eminescu din Australia, Lumină Lină din New York și Destine Literare din Canada. Un nou volum de versuri înseamnă pentru mine o nouă experiență în domeniul cuvintelor. Este vorba de gravitație și cu această ocazie vreau și să arăt. E o carte, cum aș putea eu să spun altceva decât o carte foarte frumoasă, o carte în care cuvintele gravitează în jurul creatorului sau creatorul în jurul cuvintelor. Cel care va îndrăzni să, sau care va dori, mai bine zis, să ia această carte, să o citească, ar putea să descopere o esență a cuvântului în ceea ce privește dragostea, fără care nimic nu există pe acest pământ. Numărul de poezii Gravitație este structurat în două părți, Îngerul cu fața rămie și Gravitație, și exprimă credința puternică în Dumnezeu și în puterea tămăduitoare a iubirii. În prima parte a volumului este prezentat sentimentul religios și credința care nu este abandonată niciodată. Secțiunea Gravitație, care dă și titlul volumului, prezintă ideea dualității vis-realitate, visare-ancorare, grație-gravitație. Totodată, Paulina Popa subliniază faptul că atunci când iubești frumosul, uiți de greutăți. Ceea ce place foarte tare la Paulina Popa este universul în care își încadrează cu o anumită delicatețe poezia. Acest univers se pare că are doi poli. Un pol este tocmai această natură și esență a feminității ei, și al doilea pol este referința religioasă, fie evidentă, fie subtilă. Are o știință aparte de a construi versul, ca în versetele biblice. Numeroase poezii sunt însoțite de desene ale autoarei. Motivele florale subliniază delicatețea versurilor, în care poeta îmbină credința cu dragostea de viață, de natură și de tot ceea ce înseamnă existență. Peste 100 de elevi de gimnaziu ai școlilor din Deva, Petroșani, Urican, Petrila, Bretea Română, Vețel, Brad și Teliucu Inferior au participat la competiția organizată de ISU Hunedoara în parteneriat cu ISJ Hunedoara. La concursul intitulat Prietenii Pompierilor, la categoria fete, elevele din Petrila s-au clasat pe primul loc. Locul secund a fost ocupat de cele din Vețel, în timp ce fetele școlii gimnaziale din Bretea Română s-au clasat pe locul al treilea. Eu știu, la școală, am fost și la stadion la Lonea și ne-am pregătit. Ne-am rugat de domnii pompieri, de pompierii voluntari din Petrila, care au traseul, deci toate obstacolele, și ne-am pregătit cum am putut. Competiția a presupus susținerea unei probe teoretice care a constat într-un test grilă cu 10 întrebări din domeniul prevenirii și stingerii incendiilor și două practice contra cronometru. Câștigătorii competiției au fost recompensați cu diplome, pachete cu dulciuri și trofee din partea Direcției Județene pentru Sport și Tineret. Inspectorul șef al ISU Hunedoara a susținut că elevii au dat dovadă de fair play, demonstrând asta rezultatele bune obținute. Întrecerea, devenită deja o tradiție, se bucură de o mare popularitate în rândul copiilor. Există proiect de lege care presupune dreptul la vot prin corespondență la alegerile pentru președintele României sau Parlamentul European de către alegătorii români cu domiciliul sau reședința în străinătate. Astfel, cei peste 3 milioane de români aflați în străinătate care vor să voteze vor trebui să se preînregistreze la autoritatea electorală, după care vor primi buletinul de vot și o declarație pe propria răspundere și astfel își vor putea exercita dreptul la vot. Orice măsură legislativă luată și care va duce la facilitarea votului conaționalilor noștri din diaspora este binevenită. Cu toții ne dorim ca toți românii, indiferent pe ce meridian al lumii acesteia
locuiesc și muncesc, să poată să-și exprime dreptul la vot, la alegerile generale, bineînțeles, și prezidențiale. Așadar, și această măsură este foarte binevenită. Repet, orice măsură este binevenită. Iar pentru a asigura acuratețea votului și respectarea voinței majorității, sigur, trebuie să ne asigurăm că votul este dat în siguranță, este secret, confidențial și că rezultatul lui va respecta exact voința românilor. Vot funcționează în alte țări ale lumii, nu văd de ce să nu funcționeze și în România, care este o țară cel puțin la fel de, cu oameni cel puțin la fel de bine instruiți, și ați văzut că internetul la noi este mult peste alte țări care au un PIB mai mare decât al nostru. Așadar, suntem un popor care înțelegem repede joaca, jocul acesta democratic, jocul politic, suntem buni participanți și, prin urmare, politicienii care conduc destinele țării au obligația, și o spun încă o dată, să asigure posibilitatea tuturor românilor să-și exprime voința. Totodată, cărțile de identitate urmează să fie scanate la viitoarele alegeri locale, cu echipamente achiziționate deja de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Asta cu scopul de a elimina votul multiplu, dar și turismul electoral. Pentru ca aceste scanere să funcționeze la alegerile de anul viitor, modificarea acestei legi a fost aprobată deja de Senat, însă trebuie votată și de Camera Deputaților. Asta înseamnă că un operator va scana cartea de identitate. Automat, codul numeric personal va fi înregistrat și astfel se va afla dacă acea persoană a mai votat la altă secție. Dacă da, aceasta va răspunde penal pentru fapta săvârșită. CFR Călător suplimentează în perioada 29 aprilie-4 mai capacitatea de transport spre litoral cu 20 de trenuri regio și interregio, și asta pentru a asigura legătura directă între toate regiunile țării și stațiunile de la Marea Neagră în mini-vacanța de 1 mai. Conform unui comunicat al companiei, în intervalele orare cele mai solicitate, turiștii au la dispoziție legături frecvente între Constanța și celelalte stațiuni în unele zile libere din perioada 1-4 mai, când traficul de călători este extrem de redus. Unele trenuri regio și interregio nu vor circula, iar pe 1 mai toate agențiile de voiaj CFR vor fi închise. În acest weekend sunt așteptați pe litoral peste 35.000 de turiști. Cea mai căutată stațiune este Mamaia, în care o parte dintre hoteluri sunt rezervate în totalitate. Dintre aceștia, aproximativ 4.500 de turiști vor fi din Israel. Aceștia urmând să cheltuiască în România peste 3 milioane de euro pentru cazare, masă, tururi locale și intrări la toate atracțiile și excursiile pe care hotelierii le organizează. Totodată, peste 10.000 de români își vor petrece anul acesta mini-vacanța de 1 mai în străinătate, cu 10% mai mult decât anul trecut. Aceștia au ales destinații ca Bulgaria, Roma, Lisabona și Cipru, iar în ultimele două menționate se va putea face și plajă datorită unei clime mediteraneene cu caracteristici subtropicale. În mini-vacanța de 1 mai, peste 180 de jandarmi vor asigura liniștea și siguranța cetățenilor, atât în stațiuni și pe traseele montane, cât și la manifestațiile care vor avea loc în județul Hunedoara. Jandarmii montani, care vor fi prezenți în stațiunile Straja și Parâng, pe traseele turistice din Munții Retezat, Vulcan și Urianu, precum și în stațiunea Giurgiu Băi, se așteaptă la un număr cât mai mare de turiști. Pentru cei care aleg să-și petreacă weekendul în stațiile montane, jandarmii sfătuiesc să nu se aventureze pe trasee turistice fără echipament adecvat și să informeze temenic asupra traseului pe care urmează să-l parcurgă, să adopte un comportament decent și să nu săvârșească fapte de natură să tulbure ordinea publică sau să deterioreze amenajările turistice. În această perioadă, jandarmii vor asigura ordinea la manifestările sportive și cultural-artistice. Dintre cele mai importante manifestări publice la care vor fi prezenți sunt deschiderea sezonului estival în stațiunea balneoclimaterică Giurgiu Băi, Târgul European al Castelelor, competiția Enduro Panorama în Ținutul Pădurenilor, dar și la Festivalul Tineretului. Iar cu privire la manifestațiile cu public numeros, recomandăm tuturor participanților să respecte recomandările făcute de organizatori sau de forțele de ordine, încât noi vom lua măsurile cu privire la acest aspect, în care vom constata abateri. Jandarmii recomandă tuturor cetățenilor care vor lua parte la manifestații cu public numeros să respecte recomandările făcute de organizatori sau de forțele de ordine. De asemenea, cei care se vor afla în dificultate pe traseele turistice să apeleze jandarmii montan la numărul de urgență 112.
Banca Națională a României a anunțat pentru mâine 1 mai un curs al euro de 4 lei și 41 de bani, al dolarului american de 3 lei și 95 de bani, iar lira sterlin a fost cotată la 6 lei și 10 bani. La casa de schimb valutar Jiul Exchange SRL, cursul euro este la cumpărare de 4 lei și 37 de bani, iar la vânzare de 4 lei și 30 de bani. Dolarul american se cumpără cu 3 lei și 96 de bani și se vinde cu 4 lei și 10 bani. În ceea ce privește lira sterlină, aceasta la cumpărare este de 6 lei, iar la vânzare de 6 lei și 14 bani. Mâine vremea se va încălzi în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil cu norări ziua în regiunile estice și în zonele de deal și de munte, unde pe arii restrânse vor fi ploi slabe de scurtă durată. Începând din orele amiezii și mai ales pe parcursul nopții, nebulozitatea se va accentua treptat în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, unde pe arii din ce în ce mai extinse vor fi averse izolat mai însemnate cantitativ. Izolat vor fi descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte și în nord-vest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade în depresiuni și pe litoral și 24 de grade în sud-est, iar cele minime se vor situa între 4 și 13 grade Celsius. În Alba Iulia și în Târgu Jiu, mâine maxima va fi de 21 de grade Celsius. În Arad, Deva și Timișoara se va înregistra o maximă de 20 de grade. La Caraș-Severin, maxima va fi de 19 grade Celsius.